Oare ale mele? Câte generații vor răsândi de acum înainte? Am stârpit rău și aș fi ucis chiar mai mulți dacă era nevoie doar să las țara curată. Sângele de care te-ai spălat era de Valah. Sunt copiii trimiși tribut la turși pentru a deveni ieniceri. Ne-am cumpărat libertatea o perioadă scurtă, vânzându-ne prunci, vânzându-ne sufletul. Noi am fost mereu alături de tine în vremurile grele, dar simt că uneori am părăsit calea cea dreaptă. Nu prin frică, Vlade, nu așa a fost în voia la noastră. Bună seara și bine v-am găsit, dragii mei! Mă numesc Burduja Sabrina și voi fi gazda dumneavoastră pe parcursul acestei ediții a emisiunii Arta de a Inspira by Olga Botezat. O emisiune săptămânală live în fiecare joi de la ora 18, în care vom afla cheile succesului, în care vom interacționa cu oameni care au reușit să creeze din talent și vocație o carieră de succes. Vreau să menționez faptul că dacă doriți să ne urmăriți în fiecare săptămână și să fiți la curent cu tot ce pregătim, trebuie să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Olga Botezatu, să dați follow paginii de Instagram, Arta de Inspira, și să fiți abonați la pagina noastră de Facebook, Vocational Mentoring by Olga Botezatu. De asemenea, dragi tineri, cei dornici de a face echipă împreună cu noi și de a crea ceva frumos, există un grup pe Facebook, Smart Volunteers, unde vă așteptăm cu drag. Iar astăzi, alături de noi, este un invitat de-a dreptul special. România este țara poveștilor, declară acest invitat, un tânăr regizor care impresionează prin inovativitate și producții fantastice ce pot fi etalate ca stil cu lucrările cinematografice americane. Practicant în artele marțiale, regizor, absolvent un ATC, om cu o istorie de viață interesantă și pur și simplu o sursă de inspirație pentru tineri și nu numai, Andrei Chiriac. De asemenea, alături de noi astăzi este și omul din spatele acestui proiect, Olga Botezatu, care sunt sigură că abia așteaptă să vă transmită un mesaj de început. Bună seara tuturor, bună seara atât celor care ne urmăresc, cât și invitatului nostru și recunosc că eu una abia aștept să-l ascult, pentru că iubesc arta și cred că orice femeie și orice tânăr ar trebui să fie interesat de artă, pentru că prin artă ne dezvoltăm și evoluăm ca oameni. Așadar, Sabrina, o să îți pasez legătura cât mai repede să poți să începi emisiunea de astăzi, pentru că vreau să prețuim fiecare minut și să ascultăm ce are să ne spună Andrei, atât despre filmul Egregora,
cât și lucruri despre evoluția lui ca om și, bineînțeles, cum a reușit să aducă și să treacă peste orice obstacol, să reușească să pună acest proiect în picioare și să-i dea viață. Prin urmare, o să te invit să îl abordezi pe Andrei cu ce dorești tu de la începutul emisiunii și voi fi aici și eu prezentă cu voi și la un moment dat chiar voi interveni. Vreau să începem foarte dinamic și prima noastră rubrică se numește Autobiografia în 30 de secunde. Vom da start cronometrului și timp de aceste 30 de secunde ne veți spune nouă, celor ce ne urmăresc, cine este Andrei Chiriac. Sunteți gata? Mulțumesc pentru invitație în primul rând. Te salut, Sabina, te salut, dragă Olga. E un pic cam greu să vorbesc în 30 secunde despre atâția ani. Nici nu cred că vreau să o fac. O să vă las pe voi să descoperiți cartea care o avem de făcut. Mă inspir foarte bine prin proiectul pe care vi-l astăzi egregora. Cel mai bine ar fi să vorbească proiectul de la sine și nu eu despre mine. Nu prea fac așa ceva de obicei. Atunci să începem. Egregora este un film mister, un film 100% românesc despre comorile poporului român. Desigur, toți abia așteptăm să-l vizionăm și să vedem ce ați creat. Dar ce stă în spatele acestui film? Ce înseamnă pentru dumneavoastră, Egregora? Spune Andrei, în primul rând, ca să fie un dialog mai lejer. Egregora, cum ai spus, dacă ar fi să ne luăm după dicționarul limbii române, ar fi această ființă psihică emanată din conștiință colectivă. Pentru mine înseamnă foarte, foarte mult, ca și copilul meu, lucrez la acest proiect de 13 ani. De venind în 2007, în urma unei excursii la Stabil Sătutuza, împreună cu un prieten drag, am întâlnit niște localnici care ne-au dezvăluit niște povești foarte frumoase și picante despre comorile dacilor de lângă Sabin Sărietuza, vorbind de arealul munților Șureanu, despre traficul de artefacte dacice și despre tradițiile strămoșilor noștri, lucruri pe care nu prea le întâlnim în manualul de istorie, fiind un pic văduvite. Așa că am decis, într-o primă instanță, să fac un film documentar despre acest lucru, dar ulterior proiectul s-a transformat în ceva mult mai mare și acum avem de a face cu un serial TV, deci nu este un film de lungmetraj, este un serial TV care s-a dorit să aibă 36 de episoade atât oră fiecare, adică 3 sezoane, 15 episoade per sezon. O călătorie prin toată România pe lumea acestei comori extraordinare. O poveste a unor tineri de vârsta ta, acum că mi-ai dezvăluit câți ani ai, și un pic mai mici decât tine, aflați la primele experiențe importante în viață, dar la un moment dat, alături de un adult, găsesc un jurnal străvechi, un document, care ar fi aparținut lui Vlad Țepeș, o parte din arhiva secretă a acestui ordin al dragonilor, în care se vorbește alegoric despre comoara ascunsă a dacilor, despre secretele pe care dacii le-ar fi știut de la atlanți. Urmând o călătorie foarte frumoasă prin toată România, fermele comorii materiale, dar și spirituale. Sunt sigură că și tinerii și cei adulți o să fie foarte captivați de acest serial. Chiar și eu abia aștept să-l vizionez. La un moment dat am citit într-o carte o frază. Dragostea este mama primordială a tot ce ne înconjoară. Și de un timp încoace îmi tot repet această frază, a devenit pentru mine chiar un motto. Pentru că tot în această lume a fost creat din dragoste. De la noi înșine până la ceva măreț, cum ar fi arta. Considerați că un om ce într-adevăr dorește să realizeze ceva în viață are nevoie să fie conectat la iubirea față de
tot ce creează, ceea ce îl înconjoară. Care este opinia dumneavoastră ca regizor, dar ca și om, Andrei Chiriac? E musai să fie așa. Te mai rog încă o dată să-l spui, Andrei. Și nu... Dar nu pot, da. O să încerc. Scuzați-mă. Cum doriți dumneavoastră atunci? E musai să fie așa. Neapărat cel care are pretenții că ar putea fi artist, trebuie să se conecteze la adevărata sursă, să devină un canal și doar așa să manifeste informația din spațiul divin. Cam ăștia sunt artiști, deci se conectează neapărat la acea sursă extraordinară. Nici nu se poate altfel. De fapt, mă gândeam la un moment dat, în lumea copiilor și a falsurilor până la urmă, care este autenticitatea? Cum o putem defini? Pentru că am observat această tendință chiar și în cinematograf. Văd același film cu alți actori. Ce este autenticitatea? Cum o putem găsi noi, tinerii, în fiecare dintre noi? Și cum o putem îmblânzi? Pentru că, până la urmă, în ziua de astăzi, autenticitatea este ca valoare inegalabilă. Spui că ai văzut același film cu alți actori pentru că, de fapt, există câteva teme mari în lume care se tot repetă. Unii oameni care au studiat acest fenomen au identificat cam 10 teme mari, alții 7 teme mari. Povești de dragoste, teme biblice pe care artiștii și mai nou în secolul nostru cineaștii le tot repetă sub diferite forme. Nu este un lucru rău, este un lucru foarte bun, pentru că, de fapt, noi readucem în actualitate generației noastre cam aceeași poveste. Evadarea din Matrix, ca să mă exprim așa, ca în contemporan, modern, și întoarcerea la adevăratele valori, la iubirea cristică. Oamenii trăiesc în foarte multă ignoranță și în iluzie și atunci un artist propune o cale pentru a ieși din, cum ar fi zis Platon, din această peșteră spre lumința de la capătul tunelului pentru a vedea adevărata realitate. Puteți să continuați. Ziceam că autenticitatea de care vorbești este o cale naturală spre acel loc. Vrei, nu vrei, dacă ești sincer, tu ca artist, cu tine însuți, sigur mergi sau te duce Dumnezeu pe acea cale. Noi, tinerii, de multe ori ne confruntăm cu unele probleme și, într-adevăr, ne căutăm pe noi înșine prin unicitate și am observat că noi suntem atrași de acest univers al cinematografului. După părerea dumneavoastră, care este acel gen de film mai mult vizionat de tinerii din ziua de astăzi și de ce? Nu știu să răspund la chestia asta. Am observat că tinerii mai nou nu prea au răbdare să vizioneze un film catalogat de mine sau de generația mea mai de artă, mai profund, să zicem. Nu prea interesează. Vorbesc de tineri în general, nu de tine în particular. Și de aceea propunerea mea împacă oarecum lucrurile, propune o chestie foarte vizionabilă, extrem de comercială, dar de asemenea cu niște idei speculate care ar putea împărea foarte frumos și înfrumuseța călătoria sau perioada călătoriei voastre acum. Derin ușor se îndepărtează de spațiul cultural, din păcate, și teatrul a avut de suferit și cinematografia. Se propun tot felul de pelicule, de filme care, într-adevăr, încep să se repete și să fie foarte ușurele, așa, în ghilimele. Pentru că producătorii sau investitorii doresc un câștig imediat și nu neapărat să creeze și o chestie educațională.
cum am învățat noi la un moment dat că ar trebui să fie actul cinematografic. Printre altele, sigur, și un foarte bun business, dar în primul rând o chestie de vindecare educațională. Eu cred că totuși există și foarte multe filme frumoase și noi tinerii uneori chiar suntem atrași de aceste filme în care ne găsim pe noi înșine și cred că și Egregora este un exemplu foarte bun în care mulți din cei ce vom viziona ne vom găsi niște asemănări cu eroii acestui serial. Am constatat că noi tinerii mereu suntem în căutarea propriului eu și încercăm să găsim ceva ce cineva am primit ca personalități. Este foarte dificil să conștientizezi în ziua de astăzi, când sunt atât de multe informații, oferte și propuneri, să luăm o decizie în ceea ce privește viitorul și profesia pe care o îmbrățișăm. Chiar mi este interesant să povestiți momentul în care ați conștientizat că vocația dumneavoastră este filmul. Când ați înțeles că Andrei Chiriac este în primul rând regizor? Întâmplat în anul 2000, locuiam în America de 5 ani, am emigrat în Statele Unite în 1995, la vârsta de 19 ani. Făcusem pe cursul de cascadorie și aveam o oarecare legătură cu cinematografia din România. Evident că doream să pătrund și în spațiul american, să lucrez ca și cascador acolo, cam asta era dorința mea la momentul respectiv. Am cogitat foarte, foarte puțin cu actorii, am făcut câteva cursuri acolo și la un moment dat cineva mi-a sugerat că, datorită personalității mele, cred că ar fi mai bine să urmez regia de film. Întâmplare, repet, în anul 2000. Mi s-a părut o idee extraordinară și m-am regăsit în două secunde în această idee. Și am făcut toate demersurile necesare ca să urmez apoi cursurile Școlii de Arte Vizuale, cu care s-a întâmplat în septembrie 2001. Deci am făcut aproape 2 ani calendaristici de facultate și acolo la regie de film, producție și scenaristică, la Școala de Arte Vizuale. Din motive financiare am întrerupt și apoi am revenit în România și am continuat între 2003 și 2007 la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, la secția regie de film, unde am și absolvit. Au fost cei mai frumoși 4 ani din viața mea și lucrurile au început de acolo. Egregor a venit exact în acel an când trebuia să mă întorc la New York. Repede, datorită unei excursii la Sarmi Segetuza, lucrurile au luat o altă întorsătură și se pare că drumul meu, călătoria mea, va fi mai mult prin România decât în Statele Unite. Într-adevăr, viața dumneavoastră este foarte interesantă și e plină de mistere până la urmă. Analizând tot parcursul vieții până acum, care a fost cea mai mare dificultate cu care v-ați confruntat în drumul profesional și ce v-a motivat să mergeți mai departe și să deveniți ceea ce sunteți astăzi? Dragostea pentru ceea ce fac, iubesc foarte mult filmul, mai nou, adică de când am întors în țară, iubesc și România, am redescoperit-o, am avut niște experiențe foarte, foarte frumoase aici, am descoperit valorile, tradițiile, oamenii frumoși, locurile extraordinare și asta mă motivează să fac ceea ce fac. Au fost momente dificile din multe puncte de vedere, dar l-am depășit tocmai pentru că înțeleg exact miza acestui film, povestea pe care aș vrea, nu trebuie, dar aș vrea să o împărtășesc cu voi, mai ales cu generația ta, și cred că poate contribui la înfrumusețarea acestui spațiu, care deocamdată are parte de un fel de clasă politică ce manifestă o realitate cu care nu neapărat ne identificăm, pe care acceptăm vrând nevrând, dar nu suntem neapărat extrem de fericiți la noi în țară. Există tot fel de nuanțe aici, care ar putea fi alchimizate, spun eu, îmbrățișate, vindecate și cu un astfel de film care propune o călătorie foarte frumoasă,
o evadare din spațiul fricii, călătorind spre spațiul iubirii de frate, dacă vrei, iubirii cristice. Deci, pentru noi, acest serial Egregora va fi o experiență frumoasă, sunt sigură. Analizând situația din ziua de astăzi, tinerii de astăzi au început să nu mai aibă încredere în ei. Noi ne căutăm pe noi, încercăm să găsim ceea ce ne dorim noi, ceea ce dorim să devenim, dar e foarte dificil. Am analizat minuțios povestea dumneavoastră de viață și mi-am dat seama că ați realizat ceea ce v-ați dorit și v-ați împlinit visul de a deveni regizor. Ce recomandare ne-ați da nouă tinerilor pentru a căpăta această încredere în sine și dragoste față de tot ceea ce reprezentăm și motivație de a merge mai departe și de a realiza visul? Deci m-ai realizat minuțios, ai spus. Asta mă pune pe gânduri. Bravo! Așteptăm să primim informațiile la o cafea, da. Cu mama ta de mână, evidențeles că ești minor. Așa. Sau cu o persoană mai... de peste 18 ani, am să spun. Bun. Spuneai că ce? Că nu te regăsești? Că... Nu numai eu, în general tinerii ne găsim foarte greu și în momentul în care ne găsim, există acest stereotip, vreau să devin pictor, vreau să devin regizor, și cum reușești să faci chestia asta? Și mulți tineri sunt agasați de chestia asta și încearcă să-și găsească un job mult mai... picioarele pe pământ, să zic așa. Tocmai asta este problema. Mulți caută un job și nu neapărat... caută să-și manifeste vocația, adevărata lor menire. Și eu am călătorit mult în America, am avut totul de joburi, evident că nu eram împlinit, ca să spun, fericit în locul respectiv. Asta se simțea în sufletul meu și chiar dacă părea că locuiesc în America și există un oarecare confort, lucrurile din punct de vedere nu erau chiar așa. Au intrat totuși pe făgașul normal în momentul în care mi-am identificat adevărata pasiune, adevărata vocație și am făcut primii pași spre acel țel. Țelul ne fiind să devin regizor, cum ai spus, iartă-mă că te contrazic un pic, deci nu e țelul meu să fiu regizor. Regia de film este un vehicul, o cale de a spune o poveste și de a pătrunde într-un alt spațiu și mai interesant. Cred că sunt... Da, te rog, scuze. Îmi cer scuze, puteți să continuați. Neapărat aceste povești pot împlini ceva frumos pentru voi și vă dezbrată, mă alătură frica probabil pe care o aveți, nu știu de ce, insuflată de societate, insuflată de, și de sistemul educațional, dacă vrei, și de mulți alți factori. Personajele pe care le-am închipuit călătoresc, având aceste frici, având aceste deznădejde, dacă vrei, aceste îndoieli, dar călătorind și punându-se la încercare tot timpul, scapă de aceste lucruri și ușor, ușor ajung să-și depășească propriile bariere. Urmă trăiau într-o iluzie și iluzia poate fi dată la o parte foarte ușor, cu credință foarte, foarte multă și cu iubire dacă se poate, dacă ajungi la acel nivel. Să știți că aveți foarte multă dreptate. Chiar trebuie să încercăm noi, tinerii, să depășim bariere și să trecem peste unele incomodități sau teama și frica pentru a găsi ceea ce pe noi, într-adevăr, o să ne motiveze și o să ne inspire ca să creăm și să fim fericiți. O din ce mai mult reflectări asupra unei noțiuni, până la urmă, abstracte, succesul, și o aud și din partea tinerilor și din partea adulților. Am observat că
Această noțiune a devenit o necesitate primordială pentru omul din societatea de astăzi. Fugim după acest succes, definindu-l fiecare într-un mod diferit, specific propriei personalități. Ce înseamnă pentru dumneavoastră succes? Așa zis, un succes a fost insuflat de, să zicem, Occident spre noi, care venim... De după Revoluție nu erai atunci născută, dar lucrurile au fost și altfel în România, la un moment dat. Și a devenit foarte important ca fiecare dintre noi să avem acest succes. Unii dintre noi călcând și pe cadavre pentru a atinge acel succes. Nu condamn în film, dar de masă, dacă vrei, această... atitudine cu care nu sunt neapărat de acord și propun ca împreună să călătorim, să ne cunoaștem, să ne ajutăm unii pe ceilalți și împreună să găsim această comoară, ceea ce s-a pierdut de mult și să refacem, să reconstruim ceea ce a fost distrus la un moment dat. În film nu căutăm neapărat succesul, căutăm să ne cunoaștem, călătorim, vedem cele mai frumoase locuri din România, ne găsim rădăcinile, tradițiile, vedem cât sunt de frumoase și ușor, ușor ne apropiem de această comoară. Succesul nu prea există în structura personajelor închipuite în cele 36 de episoade. Nu caut așa ceva. Găsirea comorii nu reprezintă pentru ei un succes, niciun caz, ci poate și o mare obligație pe care o au de acum încolo, dorind să împărtășească acest secret celor care sunt vrednici să îl afle. Succesul nu mi se pare o chestie extraordinară. Munca de a face ceea ce este bine, indiferent de situație, da, bucuria de a duce planul la întâlnire, găsirea propriei vocații și călătoria în acel sens, mi se pare, într-adevăr, dacă folosim acest cuvânt, un mare succes. Dar altfel nu. Succesul material... Da, te rog. Deci a treia oară îmi cer iertare. Puteți să continuați. Puteți să continuați sau... Nu, te ascult, vrei să... Ah, ok. Chiar sunt de acord cu dumneavoastră și cred că de multe ori am început să mergem direct spre scopul nostru și nu mai atragem atenție la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Iar acum vreau să facem un mic joc de imaginație. Suntem într-o lume paralelă în care dumneavoastră aveți... Tot timpul un pic într-o lume paralelă, da. Și eu. Și aveți ocazia să faceți un film autobiografic despre Andrei Chiriac. Și cum va începe filmul ăsta? Care va fi prima frază? Sau poate cum se va numi? Aș vrea pe colegul Porumboiu sau Mungiu să preia regia filmului și scenariul să-l facă. Nu, glumesc. Nu mă întreba chiar nu știu să fac așa ceva. Putem vorbi despre film cât dorești până mâine dimineață. Poate la un moment dat, dacă va veni momentul, voi face sau voi lăsa cuiva câteva repere din călătoria mea frumoasă, dar deocamdată nu e cazul. Da, eu știți, m-am gândit așa... Poate o să devin la un moment dat eu regizor și dacă nu îmi spuneți dumneavoastră, o să fac eu un film autobiografic despre Andrei Chiriac. Mai ales acum foarte multe amănunte picante, da. Iar acum, înainte de a da ștafeta doamnei Botezatu pentru a vă lua mai departe la interogatoriu și a afla și mai multe informații, vreau să privim niște secvențe și să călătorim un pic în lumea acestui minunat serial Egregora. De acord. Toată viața am visat să reconstruiesc podul peste Dunăre.
Spune-mi, Vlade, cum ai vrea să-și amintească de tine generațiile ce vin? Noi ne batem pentru pământul nostru, pentru familiile noastre, pentru munca noastră. Dar ei se bat pentru glorie și înavuțire. Ziceam că știu de ce ai venit în Transilvania. Și eu am căutat comoara lui Decebal, Vlade. Și poartă. Cu gaionul, Muntele Sfânt. Poate că nu este nici în Bucegi și nici la Sarmisegetuza. Poarta. Poate că este în sufletul tău. Acum mai bine de 1400 de ani, a venit un om să ne învețe puterea dragostei. S-a sacrificat pentru noi. Ne-a arătat că iubirea este singura cale. Și noi? Noi alegem mereu frica. Câte generații trebuie să mai treacă ca să înțelegem odată că suntem cu toții copiii lui Dumnezeu. Mulți oameni au murit pentru a afla secretul sau pentru a proteja ceea ce se cunoștea deja. Și eu credeam că am mulți dușmani. Până într-o zi, când după o luptă, m-am dus la marginea unui lac să-mi spăl mâinile de sânge. Și m-am văzut în apă, așa cum era. Atunci am înțeles. Am înțeles cine este cu adevărat dușmanul. Eu eram Vlade. Dragii mei, țin să menționez faptul că pentru a fi la curent cu tot ce pregătim și pentru a ne urmări în fiecare vineri live la ora 18, trebuie să intrați pe pagina de Facebook Vocațional Mentoring by Olga Botezatu și să dați like paginii. De asemenea, trebuie să dați follow Arta de a Inspira, este o pagină de Instagram, și să vă abonați la canalul nostru de YouTube Olga Botezatu. Dragi tineri, nu uitați Smart Volunteers, unde putem să facem o echipă frumoasă. Iar acum sunt foarte nerăbdătoare să aflu și mai multe informații, așa că, Olga, îți dau cuvântul. Mulțumesc, Sabrina. A fost interesant să vă ascult de pe margine și să văd cum interacționați, cum interacționează două generații diferite, practic, de la 17 la 40 de ani, asta înseamnă o experiență de viață și totuși să existe o comunicare de interes și cu sens între cele două generații și în același timp cei tineri să fie interesați de tot ceea ce creează cei care de multe ori, așa cum menționați voi, nu mai aveți răbdare, poate să ascultați și să vedeți ce vrem să vă transmitem. Îi mulțumesc lui Andrei pentru cât de receptiv a fost la toate întrebările tale și o să-l rog în continuare, pentru că pot spune că știu așa anumite dedesubturi ale acestui proiect, să ne spună unde și-a găsit el puterea și credința, pentru că tot am menționat că posibil să fim un popor care avem, nu știu, adânc înrădăcinat în noi această frică de a ne urma visele
Unde ți-ai găsit puterea și forța, Andrei, să mergi mai departe atunci când toate ușile îți erau închise? Atunci când ai bătut la uși și, bineînțeles, așa cum orice industrie cinematografică se respectă și a văzut interesul și în momentul în care acest proiect nu era de interes și profitabil pentru Hollywood, nu ai făcut niciun compromis, pentru că ai fi putut face în acel moment un compromis și să ajungi să vezi și tu interesul și să ce ai de câștigat, tu ai dat un pas înapoi și te-ai întors în România fără nimic, doar cu dorința de a da naștere acestui proiect și așa cum putem urmări astăzi, deja el este vizibil pentru noi. Acum vreo 10 ani, deci la 3 ani distanță după ce am scris împreună cu colegul de la facultate, Mihai Mănescu, primele variante ale scenariului, am și filmat câteva secvențe de prezentare pentru o televiziune care ne-ar fi susținut. Printre altele, am filmat o secvență în care două personaje importante, doi tineri, poate și mai aia, puțin mai mici decât Sabrina, s-ar fi întâlnit într-o situație, dar dialogul suna cam așa. Ne întoarcem la orfelinat, reacționăm iar cu frică la această călătorie care ni se arată în fața noastră, nu ne mai întoarcem. Spuneam că fiecare om are șansa de a găsi o comoară, majoritatea se întâlnesc cu această șansă, cel puțin o dată în viață. Unii se împiedică de adevăr, se ridică apoi, să-și pierde praf și pleacă mai departe ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Deci văd de cotidianul lor. Alții nu fac asta. Am ales să merg pe această cale pentru că am considerat că m-am întâlnit cu momentul meu. Parcă m-am văzut în oglindă și nu puteam să neg acest lucru absolut evident. De aici forța de a merge înainte. Știu, repet, cum i-am spus și Sabrinei, miza filmului. Știu ce vreau să vă împărtășesc la un moment dat. Lucrurile, după părerea mea, sunt absolut fabuloase. Cred că ar putea schimba foarte multe în această țară. Ar ridica nivelul de conștiință, cum am spus și în tot felul de prezentări. Și noi cei care vom îmbrățișa egregorul, poate vom manifesta o altă realitate. Lucru deloc de neglijat. Nu este doar un film pe care îl vezi sâmbătă seară și după care te culci și mergi mai departe la servici următoarea săptămână. Este un proiect care dorește să schimbe sau să împlinească ceva foarte interesant în spațiul românesc, să reactiveze, dacă vrei, cum spun în film, apa vie din fiecare dintre noi. În film vorbesc despre acest Solomonar, acest mag care ar fi trebuit să aducă la Betleem acum 2000 de ani un cadou, un dar din partea dacilor la nașterea pruncului Iisus. N-a mai ajuns pentru că a fost rădat și omorât. Deci noi nu ne-am manifestat atunci darul pe care trebuia să-l dăruim, apa vie, dar îl știm, cunoaștem acest secret, noi cei care locuim acest spațiu, există în fiecare dintre noi. Iar astăzi, datorită acestei călătorii, acest dar poate fi reactivat, nivelul de conștiință poate crește, iar noi putem manifesta o altă realitate. Cu implicații uriașe în spațiul social, politic, economic și nu numai. De aici forța de a merge înainte. Chiar dacă ușile mi s-au închis. Te rog, scuze. Care este motivația ta de a aduce acest plus de valoare, consider eu, țării și întregului popor român, prin tot ceea ce creezi în film, realizezi în film, într-o etapă în care nu este tocmai ușor, nu este ușor nici în condițiile în care ne aflăm și cu atât mai mult pentru că, așa cum ai menționat, nu este un proiect care se realizează cu destul de mult efort financiar.
efortul financiar este uriaș. Nu este nici pe departe ceea ce trebuie să fie din punct de vedere al bugetului. Dar, repet, bucuria de a fi împreună cu colegii din echipa de filmare, cu actorii, este mai mare decât orice și trecem peste orice obstacol. Știu că joacă actori foarte mari, eu îi consider, de exemplu, Maya Morgenstern este pentru mine o femeie care, dincolo de actriță, este un om de valoare și așa cum și invitații din această emisiune și din acest proiect îmi propun ca, dincolo de funcția pe care o am, să aibă niște valori ale lor personale. Cum ai reușit să atragi acești actori în proiect, întâmpinând toate dificultățile financiare și pe ce criteriu ai ales? Sunt actori extraordinari, care nu mai au nevoie de nicio prezentare, evident, nu vom vorbi despre asta. Buget pentru a-i plăti pe actori a existat și toată lumea a plecat acasă mulțumită și satisfăcută, nimeni nu cape îndoială. Deci ăsta a fost un criteriu, nimeni n-a mai pe gratis la această filmare. În afară de mine, cam toți au fost plătiți și chiar foarte bine. Deci ăsta a fost un criteriu, au venit la un proiect foarte frumos care pune într-o lumină foarte frumoasă România și s-au bucurat și de un salariu decent, mai mult decât decent, urmând ca în perioadă ne bucurăm de o premieră atunci când va veni momentul. Au lucrat, lucrează, le face plăcere să facă astfel de proiecte. După părerea mea, și numai după a mea, nefăcute în România în ultimii 30 de ani. Nu prea s-a mai încercat așa ceva. În afară de acele de telenovele de care ne-am bucurat în ultimii 20 de ani, filmul românesc nu prea foarte. Ne-am bucurat și ne-am și săturat, cred, de ele. Vrem, cu siguranță vrem ceva inovator și nou. Da, e loc pentru toată lumea pe această piață. Cred că și pentru Egregora. E bine să existe și ei. Fiecare cineast are propunerea sa. Propunerea mea este asta. Dacă cineva îmbrățișează, mă onorează și mă bucură. Cu siguranță este un proiect nou pentru România, pentru, așa cum ai menționat, pentru ce am fost noi obișnuiți, pentru producțiile românești, cu producțiile românești. Și cu siguranță este un proiect în care aduci în prim plan multe elemente și care tind eu să cred că vor fi înțelese doar de cei care se vor uita foarte atent și vor că ei în viața lor personală caută un sens în viață. Pentru că dacă înainte exista această frică și oamenii se duceau foarte mult, așa cum ați menționat la un moment dat, să-și aleagă diverse joburi doar pentru a avea un câștig, acum cred că ne aflăm într-o etapă în care este foarte important și căutăm un sens în viață. Pentru că bani putem face din multe lucruri, dar cred cu tărie, mai ales generațiile care vin după noi, că dincolo de a avea un câștig, caută să aibă un câștig din ceva, ceea ce fac cu sens. Iar în acest proiect, în Egregora, există multe elemente pe care tu le aduci în atenția noastră. Și cu siguranță ne vom bucura de multe mistere, ne va dezluși filmul și, așa cum ai menționat, o comoară. Vom afla la un moment dat despre ce comoară este vorba? Da, vom afla. Trebuie să clarific două lucruri pe care le-ai subliniat. Nu este un film pentru o elită, pentru oameni care caută și atât. Vreau să fiu, sper să fie un fenomen de masă, vreau să vorbesc pe limbajul tuturor oamenilor, să fie accesibil tuturor telespectatorilor și astfel, propunând o chestie și educațională, dincolo de a fi entertainment, să-i atrag în acest spațiu frumos al Egregorei și împreună să călătorim împărtășind, facilitând anumite informații pentru ei, făcându-i să își aducă aminte de frumoasa Românie.
trebuie neapărat să sădim, în, mai ales în inimile tinerilor, aceste elemente, cum ar fi dragostea de țară, dragostea de valorile românești, ne considerând o secundă că suntem buricul pământului, dar spunând că suntem într-un egregor mai mare, o parte importantă, și că împreună putem înfrumuseța acest spațiu european și nu numai. Eu vorbesc în film și pun această întrebare: care este darul pe care noi, cei care locuim România de astăzi, în vechime, vechea Dacie sau spațiul tracic, îl aducem la marele egregor al națiunilor, care se întâmplă chiar acum când noi vorbim. Propunerea mea, noastră, este credința și, metaforic spus, și iubirea, din cât am observat. Dar credința este o chestie mai, mai aproape românilor, dacă vrei. Ar să confundă credulitatea. Există o curățenie sufletească pe care, îmi permit să spun, pentru că am stat foarte mulți ani la New York, unde am văzut cam toate popoarele mapamondului, românii au oarecare curățenie, combinată cu naivitate din când în când și cu alte mici chestii pe care trebuie să ne le asumăm, dar și o curățenie foarte frumoasă care, uite, ne ține împreună de mii de ani. Și lucrul ăsta vreau să-l subliniez, să le spunem și celorlalți despre poarta din spațiul românesc, despre apa vie și despre alte lucruri, împărtășind cu ei, repet, și atrăgând frumusețile lor, astfel încât creăm un egregor și mai mare. Cu siguranță noi avem multe lucruri frumoase, atât ca țară, cât și noi ca oameni. Iar în momentul în care, așa cum menționai, vom ajunge la un nivel de conștiință mai înalt și vom accesa acel nivel de... Eu totuși cred că iubirea e nevoie să facă, să ajungă măcar la nivel de egalitate între credință, să ne motiveze și să existe în noi acea forță la fel de puternic cum există și credința, pentru că atunci poate se vor schimba multe lucruri, atât pentru fiecare individ din România, cât și pentru această țară. Și de asemenea, cred că România poate nu este țara oricărui tânăr în care se visează să crească, dar eu cred că dincolo de lucrurile cum se întâmplă astăzi, România poate deveni o țară în care un tânăr să-și dorească să evolueze și să crească și nu neapărat să plece în America sau în alt loc să ajungă cineva, ci să poată să o facă și în România. Tu ești unul dintre modelele care și îi poți inspira pe ceilalți că se poate reuși și în România să faci lucruri de calitate, să faci lucruri cu sens și să faci lucruri care te motivează și te inspiră și reprezintă visul pe care l-ai avut și îl poți materializa aici pe acest pământ și în această țară. Ce l-a inspirat pe regizorul Andrei și cum s-a ajuns, de unde a plecat, de la scenariul inițial, la ceea ce astăzi redai prin ceea ce ai început deja să filmezi? Are regizorul Andrei inspirație? De unde își ia toată această inspirație? Cred, și am mai spus-o și cu alte ocazii, că acest scenariu a fost inspirat, a fost scris ca după dictare, s-a petrecut foarte repede scrierea primului, primei variante, primele 10 episoade erau atunci, urmând în următoarele luni s-au făcut 12. Repet, când te întâlnești cu o adevărată ta vocație, lucrurile curg pur și simplu. Am intrat pe un flux și se manifestă atât de ușor. Asta este și dovada că sunt exact unde trebuie să fiu în momentul acesta. Mă refer la povestea care a curs și curge foarte ușor. Sigur că au fost impedimente din punct de vedere al producției, impedimente financiare.
poate chestii blocate tocmai de mine. Cine știe, au fost tot felul de situații de-a lungul timpului. Tot sunt 13 ani de când stau cu el în sertaj, de abia acum 2 ani, datorită unor prieteni dragi, lucrurile s-au mai dezmorțit un pic. Dar scenariul întotdeauna a curs și este inspirat. Așa am scris tot timpul, așa... Scenariul pe partea profesională curge și este în flux. Scenariul pe partea personală ne poate spune un pic Andrei, nu regizorul Andrei Chiriac, ci omul Andrei Chiriac, curge în același mod cum curge pe partea profesională. Acolo ceea ce îți propui să construiești acolo este merg lucrurile în paralel sau uneori trebuie să facem loc și să acordăm întâietate unei arii și ulterior celelalte? Au fost suișuri și coborâși în ultimii ani, este neîndoielnic. Călătoria, ca să fie mai interesantă, întotdeauna este așa, ca o scară circulară, nu o linie dreaptă. Este bine că e așa, pentru că așa sunt și personajele noastre. Ca să fie filmul mai interesant, trebuie să trecem prin tot felul de situații, trebuie să înțelegem anumite lucruri. De la relații amorate sau de dragoste, până la chestii financiare și, cine știe, poate intră în spațiu politic. Acum că dau filmul înapoi, toate, absolut toate, au fost necesare momentului actual, pentru a produce ceea ce suntem în stare să producem acum. Deci lucrurile au fost necesare. Poate că la momentul respectiv te opui, reziști, nu vrei să parcurgi o anumită etapă, ți se pare că ai învățat lecția, dar Dumnezeu te pune în acea situație tocmai pentru a învăța ceva din ea. E important să curgem. Am învățat asta de câțiva ani încoace. Să nu ne mai opune neapărat la anumitor experiență, să lăsăm să curgă, chiar dacă unele sunt mai dificile, catalogate noi ca fiind dificile, sunt parte din călătorie. Și la un moment dat vom înțelege și de ce a fost așa. Așa este. A fost o reală plăcere să discut în seara aceasta cu tine. Nu știu când a trecut timpul, dar deja s-a scurs și am ajuns aproape de finalul emisiunii. Așa că o să o rog pe Sabrina să continue ce mai are pregătit pentru tine și ulterior o să ne luăm la revedere de la invitați. Iar acum, după ce am aflat foarte multe informații, vreau să dăm start rubricii noastre finale, care se numește Ce-ți șoptesc cuvintele. Vă voi adresa 10 cuvinte și pe rând la fiecare îmi veți pune câte o asociere. Ceea ce vă vine... Primul cuvânt ce vă vine în cap. Deja am emoții, dar mă rog, zi. Sunteți gata? Nu sunt gata, dar mă rog. Film. O să le lăsesc în gând, o să te super, dar asta e. Te rog. Ok. Film. Film? Pasiune. Timp. Un dar de la Dumnezeu. Dragoste. Dragoste. Creativitate. Tot dragoste. Autenticitate. Sinceritate. România. Dragoste. Vocație. Atunci când te naști a doua oară, când afli de ce te-ai născut. Da. E o chestie pe care o parafrazez, nu e ideea mea, bineînțeles. Te naști de două ori, odată când te naști, odată când afli de ce. Asta e vocația. Succes! L-am combătut deja. Să sperăm că vom avea acel succes al împărtășirii acestui frumos egregor, al creierii acestui egregor pe criterii spirituale. Viața. Cel mai frumos cadou, un dar neprețuit, de care trebuie să ne bucurăm în fiecare clipă. Și ultimul cuvânt, egregora. Egregora, e. Da. Ceva pe care am de gând să-l împărtășesc celor care vorbesc limba română și nu numai, împreună să construim acest frumos egregor și împreună, doar împreună, să pătrundem în acel
templu extraordinar de undeva sub un loc secret prin munții României și rectificând să găsim comoara. Vă mulțumim mult pentru această rubrică, iar acum, dacă doriți să transmiteți un mesaj celor ce ne urmăresc. Mulțumesc pe toți, mulțumesc pentru oportunitate, mulțumesc Olga, mulțumesc Sabrina. Să împărtășim și pe o scară și mai mare aceste idei și să ridicăm nivelul de conștiință, pentru că acest popor chiar merită. Deocamdată el suferă de altfel de trici, pentru că așa alege, poate inconștient. Ar fi frumos din partea noastră să facilităm și altfel de experiențe, măcar să știe oamenii că au de ales și nu sunt îngrădiți neapărat în ceva. Eu îți mulțumesc, Andrei. Îți mulțumesc pentru că ai dat curs invitației noastre și că ne-ai împărtășit toate lucrurile care țin de realizarea acestui proiect egregora și ce înseamnă pentru tine. A fost, așa cum am spus, o reală plăcere și asta pentru că îmi doresc ca în acest proiect, care este făcut împreună cu tineri, să aduc în față oameni care să ne dea curaj și să ne dea acea forță, să ne găsim credința, iubirea de sine, prin care să putem să realizăm lucruri și să ne realizăm vocația și să încetăm să mai acționăm din frică. Chiar și acum în această situație în care ne aflăm, cu siguranță foarte mult ne aflăm într-o etapă în care frica își spune cuvântul asupra noastră. E dar cu astfel de proiecte și cu astfel de invitați, cu siguranță ești unul dintre invitații care au mesaje profunde de transmis. Cred că putem reuși să aducem așa o oază de lumină în toată această etapă mai puțin luminoasă în care ne aflăm. Și la un moment dat să fiecare, cu câte puțin și cu ce are de transmis prin ceea ce face, să reușim să tragem spre noi mai mulți oameni care poate uneori își pierd această credință și această forță de a merge mai departe. Îți mulțumesc încă o dată pentru că ai dat curs și te mai așteptăm la noi și o să o las pe Sabrina să încheie ediția de astăzi. O seară frumoasă celor care ne-ați urmărit. Așa să ne Și eu vă mulțumesc pentru că ați dat curs provocării noastre și ați venit astăzi și ne-ați împărtășit atât de multe informații. Chiar am vrut să vă zic tu, dar într-un fel nu am putut să-mi depășesc propriul meu eu. Sunteți pentru mine un exemplu, o sursă de inspirație și chiar mi-a fost dificil să vă zic tu, am zis dumneavoastră. Dar sper că poate cândva o să ne întâlnim față în față și o să depășesc această barieră. Am fost foarte emoționată pentru că am rămas plăcut impresionată de personalitatea dumneavoastră și chiar m-ați motivat să merg mai departe și să depășesc toate barierele. Iar acum, spre finalul acestui interviu, vă mulțumesc tuturor celor ce ne-ați urmărit, dragii mei, pentru a fi la curent cu tot ce pregătim. Nu uitați like la pagina de Facebook Vocational Mentoring by Olga Botezatu, follow la pagina de Instagram Marta de Inspira și nu în ultimul rând abonați-vă la canalul nostru de YouTube Olga Botezatu. Dragi tineri, nu uitați, Smart Volunteers, pentru a face echipă împreună cu noi. Vă doresc o seară plăcută, un weekend distractiv sau relaxant și o săptămână productivă. Dacă doriți să aflați mai multe, vizitați pagina de Facebook Egregora și ne vom regăsi. Mulțumesc încă o dată pentru oportunitate. Spuneau bătrânii că în vremurile de demult, când Dacia fuse invadată de Roma cea lacomă, lupii
luptau la oaltă cu dacii și își ofereau sângele pentru apărarea acestui pământ. În regatul marelui rege Decebal erau puțini trădători, pentru că frica de moarte nu era cunoscută. Dar de atunci și până la noi, ușor, ușor, frica a ros inima oamenilor noștri și i-a dus spre pierzanie.